O embarcațiune pe care se aflau câteva zeci de migranți a fost interceptată de către polițiștii gărzi de coastă în zona Mangalia. Nava a fost escortată în port, iar persoanele aflate la bord au fost adăpostite temporar într-un cort. Autoritățile locale le-au oferit toate cele necesare pe perioada cercetărilor, urmând a se lua măsurile legale privind regimul refugiaților. Polițiștii de frontieră din sudul litoralului au detectat duminică dimineață o embarcațiune suspectă în Marea Neagră la aproximativ 10 mile marine est de Mangalia. Imediat, garda de coastă a dispus de urgență efectuarea unei misiuni cu o șalupă pentru identificarea embarcațiunii suspecte. Aceasta și-a continuat drumul și s-a stabilit că la bordul ei se află un număr mare de migranți. Drept urmare, nava a fost interceptată și escortată spre sediul grupului de nave Mangalia. Potrivit unui comunicat al Gărzii de coastă, la bordul ambarcațiunii se aflau 69 de refugiați care intenționau să ajungă în vestul Europei. Aceștia erau escortați de doi bărbați, un cetățean bulgar și un cipriot, care erau și călăuze pentru cei aflați la bord, respectiv 30 de bărbați, 10 femei și 29 de minori, toți proveniți din Irak. O femeie însărcinată a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. Autoritățile locale le-au asigurat hrană și adăpost pentru toată perioada cercetărilor, după care se vor lua măsurile legale impuse.